Bună dimineața, vin sărbătorile și ultimul lucru pe care ni-l dorim este să ne îmbolnăvim. În schimb, ne dorim să avem o imunitate perfectă, dacă se poate, dar și un corp detoxifiat, pregătit să primească toate bucatele de sărbători. Cum facem asta și ce înseamnă un corp alcalin, ne explică astăzi medicul Mihai Băican. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Toată lumea ține post, vrea să se detoxifieze, dacă pot să spun așa, în această perioadă, ca să putem să mâncăm cât mai mult de sărbători, pentru că așa se întâmplă în fiecare an. Există acest detox dinaintea sărbătorilor? Sper că nu, acesta este motivul pentru care ținem post. Trebuie să precizăm faptul că organismul nostru este extrem de complex și că are întotdeauna capacitatea de a își păstra toate funcțiile în echilibru. Asta însă depinde de noi. Niciun exces nu este bun, nici într-o direcție, nici în cealaltă. Asta știm, da. Preocuparea noastră permanentă ar trebui să fie să păstrăm o stare de echilibru și în ceea ce privește lucrurile pe care le mâncăm, ritmul în care le mâncăm și mai ales cantitățile. Există și acest mod, dacă pot să-i spun așa, cu privire la dieta alcalină. Cum ne alcalinizăm corpul? Există așa ceva? În primul rând trebuie să precizăm faptul că pH-ul corpului nostru variază destul de mult în funcție de organe, în funcție de țesuturi, în funcție de locul la care ne raportăm. De exemplu, dacă ne raportăm la tractul digestiv, vom porni de la nivelul salivei cu un pH în general alcalin, vom trece printr-un pH acid la nivelul stomacului, pentru că mai apoi la nivelul colonului să avem din nou un pH alcalin. Așadar, lucrurile nu sunt așa de simple, acid sau alcalin. În corpul nostru se petrec permanent o serie întreagă de reacții chimice, care de cele mai multe ori au ca rezultat producerea acestor radicali liberi, care produc, să spunem, această aciditate. Ceea ce contează însă este să avem resursele și să putem genera proprii antioxidanți, astfel încât să ținem lucrurile în echilibru. A exagera într-un aport exclusiv alcalin, de asemenea, nu este un lucru foarte bun. Această aciditate ne îmbolnăvește, de fapt? Inflamația pe care aceasta o cauzează. Inflamația pe care aceasta o cauzează la nivelul țesuturilor conduce la un deficit de oxigenare, la un deficit de oxigen, care are ca rezultat o cantitate mai mică de energie pe care celulele noastre, mitocondriile, o pot produce și pe cale de consecință apar afecțiunile, bolile cronice. În afară de acea apă alcalină, mai putem face ceva pentru organismul nostru să reglăm un pic lucrurile? Discutăm foarte mult despre medicina regenerativă și aici practic discutăm despre metodele prin care putem ajuta organismul nostru să se regenereze, să-și restabilească aceste funcții și un rol foarte important îl joacă oxigenul în toată această poveste. Indiferent că discutăm de ozonoterapie sau de camera hiperbară sau de alte forme de administrare a organismului la nivelul organismului nostru, care însă să fie și eficiente, pentru că oxigen avem și în jurul nostru, dar solubilitatea acestuia depinde de o serie întreagă de legi fizice. Practic, având un aport suplimentar de oxigen la nivelul țesuturilor, acesta se disponibilizează pentru celule, pentru mitocondrie și organismul nostru poate produce mai multă energie, care în felul acesta compensează toate aceste excese ale vieții de zi cu zi și ne păstrează într-un echilibru. Și până la urmă, de ce unii oameni se îmbolnăvesc și alții nu? Ține numai de imunitate? Ține numai de corpul acesta alcalin sau de detoxul pe care îl facem din când în când? Cu siguranță nu. Procesele sunt destul de complexe. Dacă discutăm despre imunitate, trebuie să spunem așa extrem de succint că aceasta reprezintă suma proceselor prin care noi ne apărăm de toți factorii externi. Deci, practic, acest proces este un proces continuu, nu este odată în vacanță și când vine toamna sau iarna, începe să acționeze. Ea acționează tot timpul. Sunt perioade însă în care consumul este mai mare și avem nevoie de acest aport energetic, așa cum spuneam, ca să susținem aceste procese și perioade în care, să spunem, suntem mai puțin bombardați cu factori străini și atunci
cumva răspunsul imun este mai ușor de obținut. Acum suntem în perioada în care avem nevoie de mai mult, nu? Acum suntem într-o astfel de perioadă pentru că tot ce înseamnă mediul exterior ne afectează barierele naturale ale organismului, indiferent că discutăm de mucoasa respiratorie sau de piele sau mai știu și eu de alte porți de intrare a agenților patogeni. Imunitatea e genetică? Teoria genetică a fost foarte mult la modă. Astăzi vorbim mai mult despre epigenetică, în sensul de despre ceea ce se întâmplă în jurul genelor, despre mediu, și acest lucru se poate extinde până la nivelul individului în totalitate. Despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru, despre ceea ce generăm și despre ceea ce primim. Aceste lucruri, mediu practic, va influența foarte mult răspunsul organismului. Deci până la urmă noi trebuie să avem grijă de imunitatea noastră tot anul și corpul nostru alege când are nevoie de ea și când nu. Corpul nostru are tot timpul nevoie de ea, odată mai puțin, dar da, noi trebuie să fim preocupați permanent de a fi în echilibru, atât cu noi înșine, cât și cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ce facem pentru imunitatea noastră, mai ales în această perioadă? Pentru că dacă n-am avut grijă pe tot parcursul anului, a venit iarna, a venit frigul și, desigur, ne îmbolnăvim mai des. Da? Răcim, mai ales acum înainte de sărbători, nu ne-am dorit să fim de Crăciun acasă răciți cu febră sau mai știu eu ce. Putem să îngrășăm porcul în ajun? Da, facem ceea ce facem de obicei și cuvântul la modă este boost. Vom folosi un boost de energie. Cum obținem acest lucru? Așa cum vă spuneam, folosind mijloacele medicinei regenerative, ozonoterapia fiind cel mai la îndemână dintre acestea. Practic vom avea un supliment de oxigen la nivelul țesuturilor, pe lângă celelalte procese care se întâmplă în timpul administrării acestei terapii și care ne pot ajuta într-un timp scurt și fără, să spunem, o participare extrem de intensivă din partea noastră. Luăm și vitamine? Pentru că nici aici nu participăm, doar înghițim o pastilă. Sigur că luăm și vitamine, dar și vitaminele trebuie să știm cum să le luăm. De exemplu, pentru că este sezonul și un moment foarte bun, discutăm despre vitamina D3. Da. Vitamina D3 este extrem de dependentă de o serie de factori. În primul rând, ea este o vitamină liposolubilă. Deci noi dacă, de exemplu, ținem post și avem o dietă presupus săracă în grăsimi și nici nu luăm această vitamina D3 în timpul meselor, absorpția ei va fi extrem de limitată. Dacă asociem vitamina D3 cu o serie întreagă de alte vitamine sau minerale, cum ar fi magneziu de asemenea, eficiența acesteia va fi scăzută. Deci, practic, tot trebuie să avem grijă. Așa cum spuneam, cheia este echilibru și să nu uităm că atunci când vorbim despre post sau despre această perioadă, ne adresăm restabilirii unui echilibru atât în plan fizic, cât și emoțional, cât și mental, cât și dincolo de aceste planuri. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi extrem de utile în această perioadă. Nu uitați că pe QR-ul afișat pe ecran puteți vedea care sunt toate laboratoarele acreditate RENAR în caz că doriți să vă faceți analizele în această perioadă. Așa că mare grijă la imunitatea pe care o aveți și ce mâncați în această perioadă, astfel încât să nu ne îngrășăm de sărbători. Numai bine!